la ultima conferință de presă la care am participat, am auzit un discurs aplicat de altfel despre politica altfel. Și dacă stăm să ne gândim la o politică altfel, cam greu de argumentat. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție, Audiența. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ne urmăriți într-un număr mare. Vă mulțumesc pentru feedback-ul dumneavoastră. Măcar că intrați mai devreme în casă, nu-i așa, la 20-30, orașul era într-o beznă, așa. Iluminatul stradal încă nu funcționa, nu știu. Se presupune că politica este cea de-a doua profesie veche a lumii. Am ajuns să-mi dau seama că ea se aseamănă foarte mult cu cea mai veche profesie a lumii. Concluzia, politica e curvă, a spus Ronald Reagan. Dați-mi voie să vă prezint invitata mea din această seară, personajul care, îi spun personaj pentru că pentru mine este într-adevăr un personaj, care a afirmat în ultima conferință de presă la care eu am participat, conferința de presă a Partidului Național Liberal, a afirmat că există și se poate o politică altfel. Bună seara, doamna Monica Lăceanu! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Prietenilor, că nu sunt... Prietenilor, categorii. Da, mie așa îmi place să le spun. Politica e curvă, răspicat, o spun mai pe față, mai pe dos, mulți, învățați, neînvățați. Și dacă ne gândim la ultimul eveniment, acela... care îl vizează pe primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu. Un capital uriaș de imagine, profesor universitar, doctor renumit, în cătușe. Păstrăm registrul? Politica e curvă? Suntem în același registru? Ne-am înșelat? Bine, până ancheta nu va fi finalizată, dar nici așa cătușele nu se pun cu una, cu două. Din punctul meu de vedere, motivul pentru care profesorul Sorin Oprescu și sunt extrem de mâhnită ca om, pentru că cel căruia i s-a întâmplat a fost profesorul Sorin Oprescu, doctorul Sorin Oprescu, și fiecare dintre noi știe că la un moment dat... Eu cred că i s-a întâmplat înainte de toate primarului general al Capitalei. Categoric. Însă din întâmplare, înainte de a fi primar al Capitalei, domnul Oprescu este și rămâne doctorul și profesorul universitar. Și pentru fiecare dintre noi, asta vreau să spun, la un anume moment al vieții, doctorul a fost mâna dreaptă a lui Dumnezeu. Ca atare, a priori, doctorul, indiferent de vârstă și de specialitate, specializare, performanță, doctorul este respectat, a priori. Așa este. A fost o postură extraordinar de neplăcută pentru o persoană atât de cunoscută, cu așa mare prestigiu social și cu atât de mare capital de încredere. Și aici aș releva două aspecte. În primul rând, că faptele pentru care domnul Oprescu este acuzat nu au legătură cu politica. Nu au niciun fel de legătură directă decât faptul că dumnealui politic a ajuns într-o funcție administrativă. Și, iar pe de altă parte, bine, marea problemă... la politică ne întoarcem. Categoric. Însă, politica înseamnă altceva. Din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al multor oameni. Pe de altă parte, marea problemă cred că este încrederea cu care l-au investit o grămadă de oameni și în primul și în al doilea mandat, și pe de altă parte faptul că în sondaje se afla pe locul 2 în ceea ce privește încrederea românilor în oamenii politici, și aici mi se pare mare pierdere. Dar, repet, acest lucru nu are de-a face cu politica. Nu cred că trebuie să generalizăm la nesfârșit faptul că în ultima vreme la noi în țară am tot văzut lucruri de genul ăsta. Și nu putem să mergem și să generalizăm chestia asta. Nu toți oamenii care sunt angrenați politic și datorită politicii ocupă o funcție administrativă ajung în sfera faptelor de natură penală. Nu pot să cred acest lucru, deși... A căzut un mit
Au fost mulți, mulți oameni dezamăgiți de ceea ce s-a întâmplat. Asta vă spun și mi se pare cea mai mare pierdere. Dezamăgirea oamenilor și faptul că... Este o pierdere. Este o pierdere până la urmă. Pentru că dacă vreți, nu știu, o conștientizare de aici, parcă toate, da, era, am spus și revin, un capital uriaș de imagine, pentru că nu toată lumea s-a lovit de doctorul Oprescu, ci a devenit cunoscut prin franchețea lui, prin nu mai de mult de câteva ore înainte de a fi încătușat, a dat un interviu în care invoca cinstea, invoca faptul că nu suntem cu toții o țară de hoți și la câteva ore, iată, procurorii l-au ridicat. Și pentru că politica a ajuns subiectul numărul 1 în România, interesant ar fi, zic eu, să vă prezint câteva citate celebre. Că românii sunt cu zicale, cu proverbe, cu... Da, astea cu politica, citatele cu politica, cred că se vor împământeni și la noi. Pentru că știți cum e, toată lumea face politică, da? Direct sau indirect, da. Direct sau indirect, implicați în fenomenul ăsta. Politicienii răi sunt aleși de cetățenii buni care nu se prezintă la vot. Morala. Pentru asta trebuie să ne prezentăm cu toții la vot. Cred că relevă realitatea ultimelor scrutinuri, în care, într-adevăr, procentul de participare la vot a fost extraordinar de mic. Și nu mă refer la județul Giurgiu, ci la nivel național. Politica înseamnă război fără vărsare de sânge, în timp ce războiul este o politică cu vărsare de sânge. Dacă se mai îndoia cineva că politica n-ar fi un război. Măcar al declarațiilor, măcar al intereselor, al orgoliilor și așa mai departe. Din acest motiv încerc să conving și să demonstrez împreună cu echipa alături de care o să lucrez că se poate face politică și altfel. Și pentru că toți suntem în zona citatelor și am să spun și eu câteva, nu ca să arăt cât de, mă rog, cât de deșteaptă sunt și sau cât de mult citesc eu noaptea, că am o vârstă și nu mai pot să dorm. Păi este foarte interesant, iertați-mă că v-am întrerupt, pentru că v-ați hotărât, ați intrat în rândurile liberalilor acum câteva zile și mă gândesc că ați cumpătat un pic sau puțin mai mult până să faceți pasul. Și aș pleca de că aveți o maturitate și a alegătorului, poate și a omului implicat în politică, pentru că ați făcut politică și am să vă invit să ne povestiți puțin, pentru că așa vor oamenii să vă cunoască pe dumneavoastră și pe acest aspect al orice om implicat mele politic trebuie să vină cu background-ul său și să spună: eu sunt Monica Lăceanu în cazul nostru și uite ce am făcut până acum. Aș pleca repede la citatul lui Gandhi, care spune așa, sună foarte frumos în limba engleză, dar eu nu sunt în măsură să am această pronunție minunată și să sune așa cum aș vrea. Fii schimbarea pe care vrei să o faci în lume. Consider că nu poți să arăți decât prin propriul exemplu ceea ce vrei să faci. Și pornind de la această convingere pe care o am personal și care am folosit-o de multe ori în viața mea, și în acest moment în care ne aflăm, cuvintele sunt de prisos. De acum încolo, încercând prin prestația în diverse situații, de acum încolo în situația de om politic activ, și am să revin imediat să spun de ce am precizat om politic activ, am să demonstrez, să încerc să fac altfel lucrurile în ceea ce privește discursul, în ceea ce privește polemicile sau discursul, părerile contrarii dintre
noi și dintre mine și ceilalți. Vă referiți, exact cum ați spus, am fost atentă în conferința de presă la nivelul discuției pe care îl susțineți în orice împrejurare, fie cu jurnalistul, fie cu electoratul. Ce v-a determinat să vă întoarceți în politică? În primul rând, în două cuvinte, am să spun istoricul sau background-ul meu politic. Sunt am fost membru al Partidului Liberal Democrat de la înființare, respectiv din martie 2007, până când, prin natura lucrurilor, am devenit de drept membru al Partidului Democrat, nu invers, Partidul Democrat Liberal a fost cel la care am aderat la vârsta de 40 de ani, prima mea opțiune politică. Și după aia am devenit de drept membru al Partidului Democrat Liberal. Am stat un pic în spatele acțiunii pentru că trebuiau îndeplinite mai multe constante, să încerc să fac lucrurile și să încerc să fac lucrurile bine, să fiu mulțumită de mine, să nu le fac oricum. În primul rând, situația mea familială trebuia să-mi permită. Copilul cel mic era destul de mic și avea nevoie de mine și nu puteam să-mi aloc suficient timp acestei activități. După aia au existat situații în care, și o spun ca pe un defect și nu ca pe o calitate, nu mă compatibilizez nici eu chiar cu toată lumea și nu lucrurile pe care le fac sau felul în care înțeleg să facă politică nu este pentru mine și, repet, nu vreau să jignesc pe nimeni, o spun chiar ca pe un defect și nu ca pe o calitate. Ori în acest moment, pe lângă faptul că sunt îndeplinite oarecum aceste constante, am ajuns să fiu și eu, ca o mare parte din români, extrem am trecut așa prin multiple faze, de la mirare la consternare și chiar la iritare vis-a-vis de ce există în front office-ul politicii românești. Și nu vă ascund că bănuieli aveam fiecare dintre noi vis-a-vis de mai multe aspecte ne la locul lor, din activitatea lor, ca să nu mai spunem de prestație, că îmi pare foarte rău, dar și la nivel de parlament, și la nivel de județ, și la nivel de comunității publice locale mai mici, exceptând gogoșile alea și toate promisiunile din campanie, pe care, dacă stai un pic să le analizezi logic, nu din altă perspectivă, îți dai seama că sunt niște vorbe aruncate în gol și sunt numai așa de a ocupa niște pagini. Dar de ce prind gogoșile astea totuși la electorat? Cred că, după părerea mea, au fost mai multe aspecte. S-a votat foarte mulți ani emoțional. S-a votat pur și simplu să plece celălalt, nu pentru că am fi avut de ales sau pentru că ni l-am fi dorit pe cel care vine. Lucru pe care l-am uitat și am început să-l criticăm după aia, că nu are calitățile pe care ni le-am fi dorit. Uitând că totuși, și asta a fost situația României, de pildă în mandat la alegerile din 2004, marea majoritate a românilor au votat pentru că nu mai vreau un anume candidat. După care candidatul care a venit, evident că n-avea cum să ne întrunească așteptările, pentru că era sub așteptările noastre. Și cam așa s-a întâmplat de fiecare dată. Oamenii au fost atât de porniți să plece cel care a fost, încât au votat mai mult emoțional, sau, pe de altă parte, și eu, realitatea existenței noastre, a societății românești, nu prea au fost variante. Deci au fost atât de puține variante și cred că asta este marea problemă a românilor. Au fost atât de puține variante de ales, viabile, încât, știți că se spune, apropo de proverbe și zicători, că suntem în zona asta, din două rele alegi pe cea mai bună, și cam așa s-a întâmplat la noi. Și atunci este logic că oamenii nu au ales un candidat pentru că i-a convins dintr-o anume perspectivă. Da, se spune, tot un citat spune, apropo de ce ați spus, că din două rele alegi pe cea mai bună, spune că democrația înseamnă a vota candidatul ce îți displace cel mai puțin. Da, asta ține tot de votul emoțional, pentru că este absolut ne la locul lui să ne exprimăm îmi place sau nu-mi place. Nu că ne exprimăm, nu, și nu, cum să spun eu, nu sancționez această exprimare că ar fi incorrectă, ci faptul că noi efectiv aia facem. Deci dacă îmi place de ăla sau nu-mi place de ăla, când noi ar trebui să analizăm candidații din alte puncte de vedere. Adică oamenii ăia trebuie să se prezinte cu ceva viabil în fața alegătorului și noi trebuie să facem analize din acest punct de vedere. Eu nu înțeleg de ce oamenii nu s-au maturizat, pentru că se cam succed așa. Și vedem aceleași personaje. Da?
în politica românească. Păi, stai că am uitat ce au făcut unii. Da, se pare că, și mă rog, e o ciclicitate, așa? Da. Fețele aproape că nu s-au schimbat, se promovează, așteaptă, uită omul de măsurile defavorabile lui, dacă vreți, luate în vremea respective, respectivului partid, și atunci îl revotează sau îl revotează pe omul respectiv după 4 ani. Cred că asta e problema. Revin la ce v-am spus și asta o analizam cu ani în urmă. Cu ce să vină viabil? Să vină viabil. Pentru că vine un candidat și spune am să fac, am să vă dau, am să... Da? Sună bine, pe om îl încântă și face analize, procese, da, ar fi bun. Și vine un om, așa cum spuneți, cu un proiect viabil, că un proiect viabil nu înseamnă foarte mult. Nu înseamnă foarte mult. Nu e încântător un proiect viabil decât în fața acelor votanți care conștientizează niște lucruri. Adică, bă, se poate sau nu? Cred că oamenii, și-am mai spus chestia asta chiar în conferința de presă, atât de mult este implicată în viața tuturor, pentru că politica nu mai este ce a fost la momentul la care a apărut. Atât de mult este implicată, având în vedere că tot ce înseamnă act administrativ și de la asta înseamnă loc de muncă, felul în care ne simțim într-o comunitate și toate deciziile care țin de viața noastră și care ne influențează absolut direct, țin de politică. Și coborând atât de mult nivelul și implicarea în viața noastră personală, atunci oamenii vor, nu vor, încep să se gândească la aspectul ăsta. Pentru că e foarte logic, dacă tot vezi că stai și ți-e frig și ți-e frig și la un moment dat trebuie fie să îți faci focul, fie să spui o haină pe tine. Cred că s-a ajuns după cei 25 de ani de democrație, să-i spunem, dar nu are niciuna dintre trăsăturile caracteristice democrației. A fost așa o etapă tranzitorie și absolut specială a României, care, din păcate, și o spun din păcate, înseamnă ani din viața unor oameni, înseamnă generații de adolescenți și de tineri plecați în afară, înseamnă generații de adolescenți și de tineri poate pierdute, în sensul că nu s-au regăsit în societate și nu sunt mulțumiți de ei și nu-și trăiesc viața cum trebuie. În asta se măsoară tot ceea ce n-au făcut cei care au fost la guvernare atâți ani. Problema este că vin aceiași oameni cu discursuri diferite, nerealizând că se află într-o postură cel puțin jenantă. Deci nu poți să vii, după ce ai venit acum, nu poți să te prezinți din nou în fața unui om și să-i spui alte lucruri după ce ai spus odată și ai... Și 80% din categorii. Ce 80%? V-am mai spus, bănuiesc că nu realizează că sfidează și inteligența nativă a fiecăruia dintre noi. După părerea mea, o persoană care a ocupat deja o funcție publică și a avut un mandat sau două, nu trebuie să mai vină cu nimic, pentru că rezultatele pe care le-a avut trebuie să vorbească pentru el. Sigur. Deja metodele clasice de campanie cu flyere, cu programe și cu toate cele, n-ar trebui să mai existe în cazul unui candidat care totuși a stat pe un scaun și a girat o funcție publică și se presupune că trebuia deja să arate ce a intenționat să facă și acum să vină eventual să facă un sumar al lucrurilor pe care, sau mă rog, al obiectivelor pe care și le-a propus și pe cum le-a îndeplinit și ce dorește să facă de acum încolo. Pentru că este absolut neplăcut stereotipia asta, venim iar în campanie, iar aruncăm o grămadă de hârtii pe stradă, iar sfidăm oamenii cu tot felul de campanii din ce în ce mai zgomotoase, că în ultimii ani a fost așa o escaladare care n-are legătură nici cu politica, nici cu campaniile politice. La ce vă referiți? Mă refer la foarte, foarte mult zgomot și la foarte, foarte multă cum să spun, mult zgomot pentru nimic. O gălăgie imensă vis-a-vis de cât de minunat este un candidat, foarte mulți oameni care îl urmează. Asta n-au legătură cu politica și cu felul în care se face o campanie. Deci, nu, lucrurile n-ar trebui să se desfășoare așa. Pentru că este un aspect. Noi ar trebui să ne creăm exercițiul de a delimita valoarea de notorietate.
Și ani de zile s-a mers pe faptul că o anume persoană, și sunt destui ajunși în politică, pe faptul că aveau notorietate. Nu contează de unde au câștigat-o. Că au venit la televizor, s-au certat cu toată lumea și ne-a distrat. Da. Gimnastă. Din diverse medii și tot așa. E, notorietatea, se poate întâmpla ca omul ca notorietate să nu aibă valoarea care să-i permită să ocupe o astfel de funcție și să facă lucrurile care presupun o astfel de funcție, sau invers, un om cu valoare. Este o luptă inegală acolo, unde cel cu notorietate vine și o votăm că e cântăreața nu știu care și ce frumos cântă. Da, sau că mi-a plăcut mie la televizor, că vorbește, că se ceartă cu toată lumea și că tot așa. Dar, repet, cred că acest scrutin și încerc să cred, punând oarecum lucrurile cap la cap în ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani și legat și de aspectele de psihologie socială, pentru că este o ciclicitate așa a lucrurilor care nu sunt în regulă, în general, în istorie. Oamenii au devenit din ce în ce mai conștienți datorită greutăților pe care le au, datorate acestui segment care se numește administrație publică. Și încep să devină din ce în ce mai conștienți că singurul lucru prin care pot să sancționeze este acest instrument pe care l-au la îndemână și care înseamnă vot. Și atunci vor reacționa conform propriei judecăți. Nu vor mai sta să asculte tot felul de lucruri care deja sunt perimate, deci pentru mulți, cum să spun, nu se mai uită la genul ăsta de lucruri, deja sunt extrem de plictisiți. Unii și cred nu că se vor mai analiza. Uită și în același timp nu mai ies la vot. Cred că s-a depășit și acest nesănătos lucru, pentru că mulți ani s-a procedat la această manieră. Inacțiunea nu este corectă. Și această inacțiune o resimt și eu și e o chestiune de care personal mă simt vinovat. Pentru că ani de zile așa am procedat. Nu m-a interesat absolut deloc aspectul ăsta. Chiar la un moment dat, undeva prin anul 2000, am avut ocazia să cunosc un domn care era foarte, foarte, cu o funcție foarte mare în politică la nivel județean, respectiv domnul Marin Cristea, că nu este niciun fel de secret. Habar n-aveam cine este. Vedeam eu așa că toată lumea gravitează în jurul dumnealui. Era un domn în vârstă, foarte simpatic, zicea că e trecut prin viață așa. Și, evident, în discuție mi-a făcut la un moment dat propunerea să intru în politică, la vremea aia fiind PSD sau nu știu dacă se chema așa sau altfel, nu mi-amintesc. Și eu, cu sinceritatea mea dezarmantă, caracteristică, i-am spus că am fost în piața universității și la partidul lui Iliescu nu o să vin în viața mea. Și a fost foarte amuzat, omul a trecut ușor peste chestia asta, foarte amuzat. Cred că s-a amuzat foarte tare de răspunsul meu. Eu exact asta gândeam și asta, cum să spun, asta m-a călăuzit. Și nu era nicio departe de realitate faptul că eu am fost studentă și înainte de Revoluție și după, și toate mișcările, deci tot ce a însemnat Bucureștiul după, din ianuarie 90, l-am trăit acolo live, cu toate, inclusiv piața universității și tot așa. Și mi era foarte greu să-i conving pe e-mail la primul scrutin de alegeri să-l voteze pe Rațiu. Că nimeni nu pricepea de ce trebuie să-l votez pe ăla, că, mă rog, tot felul de chestii de astea, că e bătrân, și eu veneam cu argumentele mele cum că și Bush e bătrân și conduce o lume întreagă și, mă rog, erau foarte, mai cu seamă că președintele Iliescu le dăduse atunci pământ și erau chestii de astea. Deci mi-era greu pe ai mei, din familia mea, să-i conving pe argumente să voteze altceva. Deci vă dați seama cât de departe eram sau la ce nivel eram vis-a-vis de un vot conștient. Toată lumea mergea efectiv ca turma și pe convingerea că este foarte bine. E, în ani de zile și datorită, repet, marea problemă este că s-au pierdut ani, mulți ani din viața unor oameni. Poate unii au pierit în mod dramatic, unora s-a distrus viața, unii au fost nevoiți să plece din țară să-și câștige pâine afară și asta sunt lucruri care nu se mai întorc niciodată, dar toți acești 25 de ani au adus românul din situația în care nu se gândea decât la o altă persoană, deci nu analiza deloc persoana care se prezintă în fața lui, până în situația în care, în mod sigur, cred că la următoarele scrutinuri vor analiza foarte, foarte bine din perspectiva interesului lor direct și personal și al comunității în care trăiesc. S-a terminat cu lucrurile astea de genul îmi place, nu-mi place, e băiat bun, pentru că consecințele sunt directe asupra lor. Da. E
simplu și complicat în același timp ce spuneți dumneavoastră, pentru că sunt încă mulți care pot fi păcăliți la vot. În preajma alegerilor, când politicienii se îndulcesc, când politicienii ăștia aleși de noi, plătiți de noi și care se comportă precum niște vătafi. Precum vătafi, exact. Asta este și, deși nu este deloc academic și eu folosesc foarte des cuvântul ăsta. Apropo de asta și apropo de politică altfel, consider personal și vă rog să nu să păstrați această înregistrare și peste ceva vreme, dacă voi ieși oarecum din tiparul pe care îl, din template-ul pe care încerc să-l conturez acum, să-mi atrageți atenția. Nu politicianul este o persoană plătită de noi din banii publici și căruia pe căruia trebuie să ne adresăm într-un mod foarte direct, pe care dacă e cazul tragem un pic de guler și aducem aminte, și nu la modul la care constat cu consternare că un politician într-o funcție este privit ca nu știu cine, toată lumea vorbește în șoapte să nu cumva să-l supere, totul se învârte în jurul acelei persoane să te... Vă întrerup numai puțin, doamna Lăceanu, am primit un mesaj în Comuna Vedea, a avut loc un accident rutier, un autoturism implicat și doi pietoni au fost accidentați, a fost solicitată ambulanța, chiar acum o echipă TV Giurgiu va pleca acolo și veți vedea despre ce a fost vorba. Iată, nenorocirile se întâmplă. Da. Oamenii au foarte multe probleme și unele dintre ele țin strict de oamenii care conduc comunitățile respective. Fiindcă am făcut această mică paranteză, se impune, suntem în direct, oamenii trebuie să afle tot ce se întâmplă. În București, acolo unde Sorin Oprescu, care spunea vreau un București sănătos, cuvântul generic pe care îl utilizează un medic, sănătos, vreau un București sănătos cu 7000 de șosele suprapuse. Ei bine, au spus-o specialiști, au spus-o experții de la rutieră. Dacă nu se acționează foarte repede cu centura capitalei, cu fluidizarea traficului, în curând circulația se va bloca în capitala României. Și spun asta, eu în fiecare zi merg în București și ca să de la Piața Romană până la ieșirea către Giurgiu fac o oră și ceva. Câtă vreme de la Giurgiu până la București nu fac mai mult de 30 de minute. Ăsta e Bucureștiul. Asta este Bucureștiul și asta este administrația publică locală. Ne întoarcem la orice aspect al vieții noastre, că se cheamă sănătate, că se cheamă învățământ. Da, vedeți că ține asta cu carisma, cu... A ținut. Dați-mi voie să cred și nu sunt... Mi s-a mai spus chiar dintre colegii noastre că poate sunt idealistă. Bine, sub formă de întrebare. Nu. Cred cu tărie că lucrurile nu trebuie să meargă numai într-o anumită direcție și cred că am ajuns într-atât de jos cu toate episoadele astea încât oamenii trebuie să trimită acolo cu totul și cu totul alt gen de oameni. În privința acestor fapte care sunt, cum să spun, din punctul meu de vedere, la unii dintre ei chiar nu te așteptai să intre chiar în acest registru, să coboare atât de mult registru, la un moment dat... Ai senzația că sunt într-un sevraj din ăsta infracțional și chiar să ne punem întrebarea, domne, oare cinstea, corectitudinea au devenit... Sunt într-un sevraj infracțional sau organele de anchetă, procurorii, cine se ocupă de asta? Cine veghează la respectarea legii a dormit până acum? A dormit sau a avut cel care, pentru care veghează. Da.
Există... Că nu... Veneau toate dosarele la momentul ăsta și nu se derulau într-atât de repede, pentru că sunt niște dosare destul de serioase și de voluminoase. Asta, repet, fără să fim răi și tendențios, e un aspect care lasă loc interpretărilor și faptului că o anumită perioadă sau anumite, în anumite direcții lucrurile n-au fost permise. Asta este foarte clar. Dar pe lângă chestia asta ne face să ne întrebăm dacă nu cumva au ajuns cinstea și corectitudinea niște comportamente deviante. Pentru că deja la acest nivel al administrației, al oamenilor politici care girează funcții și care se fac fapte de genul ăsta, nu mai sunt comportamente deviante, nici faptul că deturnează din banii publici, nici faptul că își pun plicuri în fel și fel de locuri, nici faptul că dau o lucrare și din bugetul lucrării... Știți că circulă chestia asta, a furat, dar a dat și oamenilor. Nu, dimensiunea relevantă de real ceea ce vă spun. A circulat foarte mult și a ținut chestia asta sau mai avem un alt obicei, din punctul meu de vedere păgubos, să spunem parcă e mai puțin ticălos și îmi cer scuze pentru termen, dar se utilizează chiar dacă nu e la academic, îl reproduc textual, parcă e mai puțin ticălos decât celălalt. Nu există, nu putem ierarhiza. Elegant, oricum. Nu putem ierarhiza, putem spune că este sau nu este, putem spune despre un om că fură sau nu fură, deci despre ce vorbim, nu putem spune fură mai puțin sau mai mult. Dar ultimele luni care ne-au relevat o mică parte din tot ce au însemnat sumele deturnate, faptele și profunzimea la care este acest fenomen, iarăși îi determină pe oameni să nu mai spună, lasă-l să fure și el 3/4 din buget, că mai face câte ceva cu un sfert. Da, bine, pe mine nu, spectacolul ăsta cu cătușe și nu-mi produce nicio satisfacție. Nu, nu mai cu seamă că marea majoritate... Vreau să văd averi confiscate. Da, cred că asta este ceea ce interesează. Vreau să văd bani. Da, oamenii au avut grijă că... au știut să gestioneze situația, dacă pot să spun așa. Vreau să ne întoarcem la dumneavoastră. Și dacă îmi permiteți, mai este un aspect. S-ar putea să fie și de multe ori se folosește și ca manipulare, adică scoțând în piață ceva legat de o persoană absolut cunoscută sau de un personaj cunoscut, se distrage oarecum atenția de la ceva ce este important și trece ușor pe lângă noi. De la niște măsuri guvernamentale care ne fracturează, da? Și cred că acum a fost oarecum distrasă atenția de la ce interesa, pentru că vine toamna cu un soi de scumpiri, că au început să spună fiecare dintre producătorii de gaze, de electricitate și tot așa, iar va fi problema veșnică, problema încălzirii locuințelor în cazul românilor. Și un spectacol de genul ăsta, să spune spectacol între ghilimele, că este de-a dreptul neplăcut ceea ce se întâmplă, distrage un pic atenția și după care oamenii se trezesc iarăși într-o situație... Nu știu... Da, cât să mai rabde și oamenii. Ne întoarcem la dumneavoastră și la intrarea dumneavoastră în Partidul Național Liberal. Totodată, în același timp, a intrat și reputatul medic giurgiuvean Ladislau Pic. De asemenea, deputatul Florian Nicolae a fost ales președinte al organizației municipale a Partidului Național Liberal, filiala Giurgiu. Da. S-au întâmplat niște lucruri la PNL. Oricum, Giurgiu. Da, eu fiind de drept membru al Partidului Democrat Liberal, ar fi trebuit la un moment dat să fac aceasta sau venea oarecum de la sine acest lucru. De formație și de ca fundament sunt liberal. Am și o profesie care se practică într-un mod liberal. Soțul meu este medic, deci suntem oarecum către zona asta a liberalismului și ca mod de gândire. Însă, datorită faptului că majoritatea anilor în care ne-am desfășurat meseria și unul și celălalt, am avut de-a face cu tot ce înseamnă suferința umană. În partea de medicină și de psihologie în care am activat eu, de 20 și ceva de ani știu ce înseamnă suferința umană, am fost membru mulți ani în comisiile de expertiză a persoanelor cu handicap, mai nou cu dizabilități, se utilizează mai des acest termen acum.
Am, lucrez într-un mediu în care văd foarte des suferință, văd oameni care au foarte mari nevoi, văd oameni care simt nevoia cel puțin să vorbești într-un anume fel cu ei. Oameni din diverse medii, oameni cu diverse, mă rog, cu diverse posibilități materiale, financiare, care în momentul în care au un necaz, sunt la fel ca și ceilalți. Ce ați discutat, pentru că, sau cum vi s-a părut? Următoarea întrebare va fi: ce ați discutat atunci când v-ați așezat la masă pentru prima dată dumneavoastră? Și nu întâmplător vă întreb, pentru că ați văzut presa, a sesizat faptul că doctorii se îndreaptă către PNL. Da, presa a sesizat, o parte sunt un pic împărțiți și... Cum vi s-a părut că au comentat? Deci, cum să vă spun, o parte dintre... și constat cu neplăcere, aș spune, că dacă nu te pot comenta și desena și încreiona, te ignor. Pentru mine nu este o problemă. Eu personal n-am intrat în și nu am hotărât să fiu membru activ în politică, să-mi schimb viața. Nu-mi doresc, și repet ce am spus mai devreme, să rețineți această înregistrare. Nu-mi doresc nimic din ceea ce se cheamă funcții de vreun fel. Pur și simplu îmi doresc să arăt că se poate altfel. Se poate discuta altfel între oameni. Se poate discuta, se pot face multe alte lucruri pentru oameni și v-am spus, pentru că fundamental sunt liberală și am o profesie, însă profesia mea și partea de viață profesională pe care am desfășurat-o a fost aproape de oamenii care sunt în suferință. Și chiar nu vreau să mai aud chestia asta atât de nepotrivită, dar atât de desuzitată. Țara asta e săracă și nu există. Țara asta este săracă pentru ce am văzut noi în ultimele 6 luni. Cam ăsta este motivul pentru care țara este săracă și nu mai are resurse. Este o țară, într-adevăr, care are foarte multe aspecte care țin de social și într-un stat civilizat, membru al Uniunii Europene, partea de social este o parte de care statul trebuie să se ocupe. Și ăștia sunt toți cetățeni români, sunt oameni în nevoie pe care statul trebuie să-i ajute. Repet, nu am intrat și n-am hotărât acest lucru să-mi schimb viața, mie personal. În ceea ce privește pe copiii mei, am mai făcut această mărturisire și o spun public. I-am sfătuit și susținut de mici să își trăiască viața în altă parte. Asta pentru că anticipam oarecum că aici nu se vor întâmpla lucruri bune sau pur și simplu a fost opțiunea mea. Bine sau rău, nu cred că trebuie să fiu analizate din acest punct de vedere. Soțul meu, de asemenea, nu are niciun fel de așteptare, oricum a hotărât după prima opțiune, prima și singura opțiune, să renunțe la tot ce înseamnă politică. Vreau să arăt că se poate ca politica să însemne și altceva decât infracțiuni, decât aspecte legate de lege, decât... bănuiala că acolo este ceva în neregulă, decât posturi care se ocupă strict pe ușa din dos. Și din acest punct de vedere vă spun personal că nu am avut posibilitatea să mă înscriu la niciun fel de concurs și o spun public și pot să irit pe oricine vrea. La nivelul municipiului și poate județului, dar n-am avut această intenție. Existau la un anume moment anumite funcții de conducere la care, în mod normal, se putea înscrie oricine îndeplinește acele criterii. Numai că trăim în România și știm foarte clar, și viața mi-a demonstrat-o fără să am niciun fel de chiar într-o situație n-am avut niciun fel de bănuială anterioară, eram extrem de convinsă că acolo va intra cine ia nota cea mai mare, și viața mi-a demonstrat că n-am fost așa. Și că tot ceea ce ceilalți care, mă rog, vedeau lucrurile altfel decât mine sau în adevărata lor dimensiune, eu recunosc că am o naivitate a omului care merge pe drumul lui așa și de la lucrurile astea trebuie să-mi atragi un pic atenția, că nu sunt foarte atentă. Și mă simt foarte frustrată de acest lucru. Dar lăsând la o parte problema mea și situația mea, care deja am o vârstă, deja am o carieră, deja mi-am obținut prestigiu social, satisfacție și tot. Sunt tinerii care vin după noi.
acești tineri trebuie să-și înceapă viața, acești tineri trebuie să muncească undeva și trebuie să depășească și ei aceste și să parcurgă aceste etape ale carierei. Ați spus că politica acum este altfel. Am văzut că de la din liceu sunt organizații ale elevilor liberali, social-democrați. Da, o vreme însă... E de bine? De bine este, pentru că ei trebuie să familiarizați pe de o parte cât de mici de acest aspect al vieții și pe de altă parte responsabilizați. Însă, trebuie să o recunoaștem că cei mai mulți dintre ei, și îmi pare foarte rău pentru această postură a copiilor, mergeau pe stradă și făceau diverse acțiuni. Repet, o să irit probabil multă lume, dar chiar nu-mi place și știți noastră zona citatelor, da? Adevărul te face om liber. Cei mai mulți dintre ei veneau pentru că primeau un suc sau 100, mă rog, nu știu, nu exprim sume acum, dar pentru acest lucru. Nu e bine să învățăm așa și o spun asta pentru ei. Evident că participă la o acțiune și acolo trebuie să aibă un buget și trebuie să facă niște lucruri, dar pe ei trebuie să învățăm să facă lucrurile bine, să le facă pentru ei. Ăsta nu-i prețul lor. Nu trebuie să învățăm ca un preț sau orice fac în viață. Pentru orice fac în viață trebuie să primească ceva de genul ăsta. Pentru că sunt cei care vin după noi și pentru că iubim atât de mult, trebuie să învățăm corect în viață. Cineva întreabă, dacă îi votezi pe aceiași care se succed de 25 de ani, nu e bine. Dacă nu mergi la vot, că nu te mulțumesc acei candidați, nu e bine. Dar mereu partidele se înțeleg și promovează mereu aceleași figuri. Care e soluția? Soluția este și asta am să discut și cu colegii mei și propunerea va fi ca cel puțin în... și PNL-ul a făcut deja primul pas, să zic așa, în sensul că are un candidat la municipiu care n-a fost nici foarte mult în politică, nici nu este o figură veche care s-a reinventat. Are în conducere persoane care nu sunt deloc sau, mă rog, încearcă să fie oarecum contestate, dar lucrurile pentru care sunt contestate sunt destul de neargumentate. Da? Evident că se încearcă și asta o manieră. Și văd că s-a dus într-un mod extrem de neplăcut, la modul așa că este. Nu mă mai prezint și mă promovez pe mine, ci încerc să-l denigrez pe celălalt. Sigur. Este o manevră și o, cum să spun, un mijloc destul de grosolan de manipulare, dar care nu ține, pentru că omul o să citească o dată de două, o să se convingă că nu e așa și vă mai spun ceva. Imaginea noastră ne-o facem și ne-o stricăm noi înșine. Pentru că indiferent ce s-ar spune despre mine sau despre dumneavoastră, bine sau rău, se propagă, se promovează o vreme după care omul are propria judecată și propria conștiință. Și noi suntem cei, că foarte mulți spun, domne, mi-a stricat imaginea, nu sunt de acord cu acest lucru, noi suntem cei care ne facem imaginea sau care avem grijă să ne stricăm. Deci manevrele astea grosolane de manipulare or să țină o perioadă și or să dispară și el. Ideea este asta, oameni care sunt foarte puțin contestați sau cel puțin nu li se poate reproșa că sunt murdari din acest punct de vedere, că nu sunt foarte carismatici, că nu sunt ei foarte plăcuți, că perfect nu e nimeni. Însă, dacă acest aspect este în regulă în ceea ce îi privește, atunci oamenii categoric privesc lucrurile altfel. Cineva pentru că asta este una, scuzați-mă, asta este una dintre lucrurile care o să înceapă să intereseze într-un mod deosebit pe români. Background-ul legat de acest aspect. Cum și-a făcut averea, cum și-a gestionat funcția pe care a avut-o, o să fie foarte mare interes de acum încolo pentru acest aspect. Iată, cineva spune, credeți că cei care au stat prea mult în funcții politice au o percepție deformată a realității? Altfel, cum ar lua și pagă cu atâta nonșalanță? După părerea mea, da, păi nu am, mai devreme nu spuneam întâmplător și încerc să nu amestec lucrurile, dar tot îmi vin explicațiile din perspectiva psihologică, pentru că m-am întrebat și nu, cazul doctorului Oprescu este unul care m-a făcut să analizez un pic lucrurile, însă mă mai întreb în general și mă întreb de acum 25 de ani de când vorbea președintele Iliescu,
Și mă întrebam dacă, oare dacă sunt eu tâmpită sau dumnealui vorbește la maniera în care nu spune nimic. Au fost destule situații în care analizam discursul, de altfel foarte pompos și foarte lung ca și durată, și a fost nevoită să mă întreb, oare nu pricep eu și mintea mea nu e în stare să înțeleagă sau nu spune nimic. La fel și aici. Nu, cred că au intrat într-un mecanism și într-un sevraj din acesta de natură infracțională, încât efectiv nu mai gândesc decât la această manieră, să cred infailibil. Altfel nu pot să-mi explic. S-or fi crezut, dar uitați-vă că și în cazul, na, că am vorbit în cazul tuturor. Da, referindu-ne la ultimul eveniment, la Oprescu. Păi în situația în care era atâta, da, sigur că da, era atâta. Cum? Deja sunt câteva luni de zile de când sunt tot felul de adică ce resort te împinge la așa ceva? Nu gândești? Cred nu. Că ține oarecum de mecanismul de control, dar chiar pe doctorul Oprescu nu-l bănuiam de acest lucru. Mi se pare că totuși, în primul rând, nu e doctor, nu numai că e doctor, este chirurg. Și chirurgul, dintre multiplele specialități ale medicinei pe care categoric le respect din tot sufletul, chirurgia înseamnă cu totul și cu totul altceva. Deci omul acesta, formația lui este de o acuratețe și, de un, și se presupune categoric că și modul de gândire, harta gândirii acestui om, care are totuși o vârstă și o profesie în spate de niște zeci de ani. Da. Deci se pare că mecanismul este atât de amplu și atât de complex. Asta și atât de extins, au spus și analiștii că acolo încât nu există să intri într-o astfel de... funcționa de mult timp în urmă, astfel încât a fost atras, iată, a căzut în... Da, se pare că sunt, mecanismele sunt transpartinice și se trece de la un mandat la celălalt fără niciun fel de problemă. Da. De aceea a spus cineva în mesajul de mai devreme, dar partidele se înțeleg. Da? În mesaj. Altcineva spune, felicitări pentru emisiune, foarte interesantă. Sunteți de acord ca politicienii care candidează să fie examinați psihiatric? Măcar da. Psihologic. Da, dacă măcar nu psihologic și-a mai spus acest aspect, pentru că este absolut nepotrivit. Sunt... anumite abilități, aptitudini pe care omul trebuie să le aibă pentru ceea ce înseamnă că până la urmă un om care conduce o comunitate publică, indiferent de dimensiunea, este un manager. Ori, în psihologia muncii, și atât spun că nu ne referim în seara asta la acest aspect, în psihologia muncii, mai ales în posturile de manager, lucrurile sunt extrem de bine analizate, pentru că omul nativ trebuie să aibă aceste aptitudini, abilități pe care să le dezvolte ulterior, pentru că interesul celui care îl numește sau îl evaluează pentru această funcție este să fie omul potrivit la locul potrivit. Pe când în România se dă examen pentru un post de femeie de serviciu, dar în schimb ministru este numit după criterii pe care nimeni nu le știe și de asta politica este discreditată. Și cred că, revenind un pic, că dacă ne tot centrăm pe probleme, nu o să mai vedem soluțiile și nu este indicat. Indicat este să ne centrăm pe soluții și nu pe probleme. Cred că dacă... Vă rog. Cred că dacă încep să se stabilească niște criterii valorice, după care, în cadrul unei formațiuni politice, să fie propuși și promovați cei care doresc să candideze și să ocupe niște funcții. Dacă există și se dezvoltă și sunt la îndemâna societății mecanisme de absolut transparente, de verificare a activității, a ceea ce înseamnă banul public, cred că lucrurile vor începe să se schimbe. Aș mai citi un mesaj. Nu înțeleg, un medic este blamat că a luat bani. Nu iau aproape toți medicii mai mereu bani? Poate mita devine o obișnuință, un reflex condiționat, mai ales la medici și la politicieni. S-a discutat mult despre mită, merită un subiect separat. Da, și revin și spun și totdeauna am să spun acest lucru, nu, indiferent de amploarea fenomenului, nu merită să generalizăm. Să extindem asupra unei întregi categorii socioprofesionale, sigur că da, cum ar fi medicii, sau asupra unei întregi categorii
cum sunt de pildă politicieni. Da. Chiar dacă fenomenul, din păcate pentru noi, este destul de extins. Doamna Lăceanu, am ajuns la finalul emisiunii, timpul s-a scurs foarte, foarte repede. Vreau dumneavoastră, ca și psiholog, să despicați în patru, da, pe scurt, dacă se poate, această expresie, politica este curvă. Pentru că nicicum n-am vrut să utilizez acest cuvânt care în alt context înseamnă cu totul altceva. Da, l-ați reprodus textual, asta este. Cred că felul în care se comportă oamenii care intră în politică și care fac politica în sine, n-are cum să fie. Politica în sine este o știință pe care, dacă am respecta-o, ar fi lucrurile foarte frumoase. Oamenii care fac politică profitând de anumite mecanisme pe care le presupune actul politic categoric, cum ar fi negocierea, cum ar fi discuțiile, care sunt obligatorii, nu se poate, nicăieri în lume nu există formațiuni politice care să nu colaboreze instituțional unele cu celelalte, obligatoriu, minim obligatoriu. Dar cred că exprimarea aceasta a venit într-un moment în care erau prea mulți oameni care se prevalau de politică sau prin intermediul politicii făceau niște lucruri, că și America a avut perioada ei de glorie, la alte dimensiuni, evident că este de atâtea ori mai mare decât România, cu genul ăsta de fapte care au fost sancționate public și care deja sunt, pe care le știe toată lumea. De notorietate. De notorietate, da. Categorii, și care au rămas în istoria Americii și în istoria lumii. Cred că asta ar fi esența din punctul meu de vedere. Politica în sine, repet, este o știință care se studiază, care este foarte frumoasă și care, dacă s-ar respecta lucrurile pe care le presupune politica, ar fi un nivel ridicat al discuțiilor și un duel al minților, să zic așa, în beneficiu celor care sunt, care au nevoie de oamenii politici. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Vreau să-mi povestiți ce planuri faceți acolo la PDL, alături de... La PNL? La PNL, da. PNL, PDL, până la urmă, merită și această confuzie, iată, în limbaj. E de la oboseală. Ce discutați acolo, ați format o echipă, s-a conturat o echipă, este foarte interesant de transmis ce planuri aveți, așa, în maniera în care dumneavoastră ați promis să o faceți. Vom vedea și feedback-ul celor care ne urmăresc. Până atunci, însă, vă urez succes. Nu va trece mult timp până am să vă rechem să ne spuneți ce ați discutat și ce măsuri, care îi vizează pe cei ce ne privesc. Direct, pe termen scurt. Pe termen scurt. Măsuri cât de cât imediate, pentru că se poate. Se poate, măcar prin intervențiile dumneavoastră de acolo, de la masa conferinței de presă. Și vreau să mai fac o precizare. Încerc, apropo de politica altfel, să facem, să orientăm direcția politicii și ceea ce conține programul politic al candidaților în funcție de așteptările cetățenilor. Deci anterior să evaluăm într-un fel, să estimăm care sunt nevoile cetățenilor, după care să venim. Este doar maniera dumneavoastră de a aborda lucrurile sau asta ați discutat? Am intenția să o propun, n-au existat încă discuții, dar am intenția, apropo de politica altfel, pentru că am încercat atât cât am reușit în discuție să conturez câteva idei ale politicii altfel. Mulțumesc pentru prezența din această seară, doamna și Monica Lăceanu. Pentru invitație. Vă mai aștept, doamnelor și domnilor, acum nu știu, îl schimbă politica pe om sau omul pur și simplu așa se transformă. Nu știu unde este, doamna psiholog ne va spune cu altă ocazie. Până data viitoare, adică joi, la o nouă ediție, Timpul să vorbim, deschideți bine ochii, uitați-vă în jurul dumneavoastră, pentru că trebuie să alegem și să alegem cu
cap. Până atunci, numai bine!